Eu sunt Maria de la Vești Bune și în timpul peregrinărilor mele estivale am ajuns și la o mănăstire de piatră zidită trainic, cu flori mărunțele și pastelate în cerdac, unde, în spatele unei ferestre a cărei perdea albă ca laptele, flutura ușor, mișcată de vântul de chergheu al amiezei, te-am văzut parcă întâia oară. Tu ești Casiana. Tu ești Casiana și vezi lumea într-o lumină clară și pură. Urechile și mintea -ți sunt antrenate să discearnă melodia, iar degetele tale sunt deprinse să o transcrie curat. Ești curajoasă, dar nu ai întotdeauna răbdare. Acesta este momentul de tihnă, de pace din miezul unei zile călduroase, când maicile din mănăstire sunt ocupate cu îndeplinirea sarcinilor care nu necesită supraveghere din partea ta. Te-ai retras în chiliați cu pergamentul, penița și cerneala. Înăuntru este o măsuță pe care nu se găsește nimic în afara lucrurilor pe care le aduci tu. Pe măsură ce scrii, buzele ți se mișcă ușor, iar respirația ți se modifică, dând glas la ceea ce pare a fi muzica pe care o auzi în singurătatea ți. E un cântec dificil, te adâncești mult în gânduri în timp ce scrii, iar gândurile ți sunt asemeni frunzelor care foșnesc, proiectându-și umbrele din copacul bătut de vânt pe iarba de dedesubt, pete de strălucire, pete de întuneric, care se succed cu repeziciune. Doamne, femeia ce căzuse în păcate multe, simțind dumnezeirea ta, luând rânduială de mironosiță și tânguindu-se, a adus ție mir mai înainte de îngropare. Mireasma mirului se înalță de pe pagină, poate în fapt, poate în amintire. Îți e atât de cunoscută și ești atât de adâncită în cântecul tău, încât abia îi simți izul. Vai mie, zicând, că noaptea îmi este înfierbântarea desfrâului și întunecată și fără de lună pofta păcatului. Mirosul se disipează cât tu șovăiești asupra cuvintelor. Fața împujurată a femeii păcătoase prinde viață în mintea ta, ochii ei injectați, genele-i prinse la oaltă din loc în loc de la atâta plâns, mișcarea agitată a mâinilor în încercarea de a-și da la o parte de pe față firele de păr răvășite și aș șterge și roaiele de lacrimi. Știi cât de plină îi e inima. Închizi ochii pentru ea, scrutând întunericul în care se poate regăsi. Slăbiciunea îi se pare intensă, precum o putere nestăpânită care va reuși să o zdrobească. Primește izvoarele lacrimilor mele, cel ce scoți cu norii apa din mare, pleacă-te spre suspinurile inimii mele, cel ce ai plecat cerurile cu nespusa plecăciune. Norii, apa mărilor, tăria cea mare, pogorându-se peste hotarele omenești pentru a tămădui izvorul lacrimilor ei, tablourile acestea se preling de la tine în cuvinte, în melodie, până când un zgomot de afară pune brusc stabilă șuvoiului. Îți ridici capul și asculți. Cântecul din interiorul tău amuțește. Simți că aerul se mișcă prin fereastra deschisă. Ai din nou în fața ochilor masa și,
semnele care îți cântau până mai adineori în minte pe măsură ce le creai și pe care le așterneai ușor și rapid cu cerneală pe hârtie. Vine cineva. Auzi rumoare în curtea mănăstirii. Venind de dincolo de fereastra ta, nu sunt sunetele pe care le-ar produce măicuțele lucrând. Nu e nici sunetul rugăciunii sau al clopotelor. Lumea a intrat prin porțile voastre. Tragea era dânc în piept. Știi cine e? Dai măsuța la o parte. Ai părăsit cu totul cântecul pe care îl compuneai. Timpul e fluid când stai în mănăstire. Se poate topi într-o clipă. Iar tu călătorești oriunde e nevoie. Rasa-ți neagră și simplă se transformă în mătase viu colorată. Părul îți e prins cu parfum și panglici. Privirea ți-e luminoasă, dar atentă. Ești cea mai frumoasă domniță de la curtea imperială. Participi la ceremonia de alegere a miresei, fiind chemată de însăși împărăteasa văduvă. Tânărul împărat Teofil îți stă dinainte și știi că, pe câtă putere ai, pe atât ești de neputincioasă. Îți așezi mental trăsăturile feței ca să pară liniștită și nemișcată. Îi susții privirea, timp în care te rogi cu Evlavie, în tăcere. Știi că are ceva aparte. Mai știi și că are multă putere. Fără îndoială, e neputincios în fața Domnului. Dar, în această încăpere, pe acest pământ, e puternic. Îl urmărești cum se oprește din loc în loc, cum înaintează apoi spre tine, cum cântărește mărul din aur pe care îl ține pe palma mâinii drepte. Lângă tine, Teodora, prietena ta, se uită în jos înspre propriile ei mâini pe care și le ține strâns adunate. Teofil mai face un pas. Iar de acum nu vă mai desparte mai mult de o lungime de cot. Rumoarea șopotelor încetează pretutindeni. Împărăteasa regentă se uită cu ochii mari înspre tine. Și Teofil face ochii mari, dar privirea lui nu e deloc asemănătoare cu cea a mamei sale. Prin femeie au intrat în lume cele josnice. Rostește el apăsat, spărgând tăcerea cu cuvintele. Eva. Mă provoacă prin Eva. Zâmbești. La asta se răspunde cu ușurință. Și prin femeie au venit și cele mai alese. Îi răspuns curajoasă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ochii s-au mărit, sprâncenele i s-au ridicat. Auzi dintr-o dată cum cineva trage scurt aer în piept și își ține răsuflarea. E el? Sau? Poate e valul de surpriză care se revarsă peste întreaga încăpere umplută de încordarea așteptării. Teodora își ridică ochii, stânjenită, iar Teofil se îndreaptă spre ea. Mărul de aur e pierdut pentru tine. Ușurarea își face loc în spatele calmului tău aparent. Poți să duci de acum viața pe care o alegi tu pentru tine. În schimb, nimeni nu va uita cum preț de câteva secunde sclipitoare aproape ai fost împărăteasă. Ai poposit în amintire doar câteva secunde, suspendată în nemișcarea timpului lângă cântecul tău pe jumătate terminat, în timp ce vocile lui Teofil și ale însuțitorilor lui se auzeau din ce în ce mai tare în dreptul ferestrei. Timpul este fluid. Atât de multe pot încăpea într-un timp atât de scurt. Înmoi repede penița în cerneală și începi un alt fragment al cântării înainte ca Teofil să te găsească. Știi că e venit la mănăstire într-un singur scop. Dar cântecul! Cuvintele ajung iarăși la tine,
Nu ai vreme să te așezi, astfel încât încerci să ții fix pergamentul cu o mână și să te apleci asupra lui cu răsuflarea întretăiată. Ca să sărut preacuratele tale picioare și să le șterg pe ele iarăși cu părul capului meu. Lași să-ți cadă penița, îi auzi pașii pe coridor, repezi și apăsați. În spatele tău este un dulap. Tragi de ușa din lemn, o deschizi și te vâri cu repeziciune înăuntru, închizându-te în cea mai adâncă liniște cu putință. Te străduiești să-ți ții respirația care îți bubuie în urechi în întunericul care te înconjoară. Auzi o bătaie, apoi îi auzi vocea, strigându-te pe nume. O pauză, ușa chiliei tale deschizându-se și pașii lui în încăpere. Nimic nu te desparte de împăratul Teofil decât o ușă din lemn făurită de mâna unui meșteșugar. Casiana? Respiră cu greutate. Poate că nu e obișnuit să se miște cu asemenea repejune pe coridoarele palatului său. Casiana? Îl auzi traversând cămăruța. Trebuie să fie în dreptul ferestrei sau lângă masă. Deci ai fost aici. Vocea îi e mai domoală acum, fiind împăcat cu gândul că poate vorbește singur. Auzi sunet de degete, atingând hârtia, al unei penițe care se rostogolește pe o laterală. Mă întreb, oare ce ai compus? Îți muști buza. Cântarea e neprețuită pentru tine, chiar și așa, pe jumătate terminată. Te rogi pentru pergamentul de sub mâna lui. Îndeplinește-mi aceasta, Doamne. Tu stai nemișcată? El stă nemișcat. Îți ții respirația. Oare te va auzi? Oare te va găsi? Auzi limpede sunețelul unei penițe care lucrează. Scrie, dar e ceva scurt. Se așterne din nou tăcerea. Sunet moale, ca și cum ceva ar fi mângâiat pergamentul de pe masa ta. Să fie degetele lui? Ușa se închide cu zgomot în spatele lui și îi auzi pașii pe coridor, îndepărtându-se. Împăratul Teofil a plecat. Numeri rar, până la 100, ca măsură de precauție. Nu se mai întoarce. Deschizi ușa la perete și te grăbești spre masă. Privirea îți trece repede peste versurile pe care le-ai scris. Ca să sărut preacuratele tale picioare și să le șterg pe ele iarăși cu părul capului meu. Ce e asta? Sub scrisul tău, observi scrisul lui, cu linii groase și întunecate, ca și când ar fi apăsat tare pe peniță. Al căror sunet auzindu-l cu urechile, Eva în rai în amiază zi de frică s-a ascuns. Din nou Eva. O femeie ascunzându-se în rai. Oare știuse că tu însăți fusesești ascunsă în spatele lui în dulap? Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Caz în genunchi lângă masă, iar rugăciunea se înalță în tine, în timp ce condeiul îți aleargă pe hârtie. Cine va cerceta mulțimea păcatelor mele și adâncurile judecăților tale, mântuitorule de suflete, izbăvitorul meu, să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba ta, cel ce ai nemăsurată milă. Lăsându-te cu gândul la însemnătatea cuvintelor puternice din imnul delicat al Casianei, eu însă mă gândesc la liniștea din spatele ferestrei din chilia ei și la câtă bucurie poate aduce tihna unei asemenea odăi, pentru că,
bucuria este cea mai serioasă îndeletnicire a cerului.